aici, Mini, aici, hai! Aici, că uite, vine cu mașina, că a venit să curețe zăpada, cu excavator din ăsta. Vine aici, haide! Aici, hai, hai sus! Hai sus! Pe aici mergem, ha? Uleu, mi-a intrat zăpada la picior. Mini, vine aici, tu! Mamă, dar ce ninsoare trage! S-a pus pe nis ca lumea. Mă duc acasă să le dau mâncare copilașilor. Și după aia îi duc la zăpadă, la lac, la Săniuș. Da? Ducem la Săniuș copii. Ia uitați ce ninge. Ninge, Mini! Mini, Mini! Mini, Mini! Hai! Da, mama, da! Da, iubire! Da! S-a pus ca lumea pe nisoare. La Brașov au anunțat minus 10 grade la noapte. Mini, hai la mama! Hai cea că vine mașina! Hai aici, tu tântă noi, că tu stai ca băbălou, așa-și de uit! Mișcă-te! Vine aici, vine aici, să nu patineze în tine. Hai la mama, hai de aici. Hai să coborâm jos. Haide, aici, Mini. Hai. Hai. Hai, vulpe. Mamă, ce m-a nins cu totul. Trebuie să-mi pun căciulă când plec la lac. Mă duc să mă echipez bine de tot, să mă îmbrac bine și să vedem cât rezistăm. Afară nu e fric, ce-i drept, nu-i, adică e rece, dar nu e așa de speriat. Aici, Mini! Aici! Îți place afară? Îți place afară? Da? Am încălzit sărmăluțe să mâncăm. Și a mai rămas mămăligă de ieri, așa că voi mânca mămăligă. Fetele, Seli, cu siguranță, pâine, tu, Lari, mămăligă sau pâine? Mămăligă. Mămăligă. Bun, tu ești de-a mea, moldoveancă de-a mea. Bate palme. S-a dus acolo, ia uite-l, pe Olivia lui Ricky. O cheamă și pe Cleo, dar ea nu vine. Ea n-a coborât, nu? Ia uite. Cum se uită Rocco, deci ce față face, cum mișcă capul, îi se pare ciudat unde e. L-a iubit. Rocco, ce iubitul, mama? Ce e? Ce te mă la el? Cum? Nu gândește. Mai, l-ai conit? Ricky, lui mama. Mini, tu ce faci? Am plecat la Săniuș. Copiii au coborât înaintea mea. Mă duc până în beci să văd de o chestie aia din plastic, o placă din aia specială pentru derdeluș. Știu că aveam două, dar parcă una s-a stricat și mă duc să văd dacă, măcar dacă mai găsesc una. După aia mergem la lac, după aia venim acasă și am o grămadă de treabă pe care am lăsat-o neterminată. Așa că dăm drumul la curent ca să vedem în beci, să nu ne rupem gâtul. Așa. Hai, mă. Nu-mi place să cobor în beci deloc. Vezi să nu... Haide! Marc, dacă e mai mic, se dă, mă zici că e un topogan potrivit pentru el. Tu ești cât ăla mai mare. Măi, măi, dar ce ninge, măi. Ha.
Trebuie să aveți grijă să nu vă loviți. Mamă, dar ce ninge în față! Te iubesc, Mar, cum să nu-mi pleacă și căciula, în care căciula? În care căciula? Alunecă! Ninge ca în povești. Încet. Hai pe aici, iubită. Pârtie! Uite, aruncă-te în zăpadă aici, Marc. Uite, aruncă-te. Uite aici, zăpadă. Aruncă-te. Păi mergem și noi acolo imediat, dar stai să vedem. Ia să ne vedem. Hai, Sally! Nu mai, nu te du mai sus! Hai de acolo! Ia uite ce alunecă la nimic! Ridică picioarele sus! A, păi dacă pui căciula pe ochi... Tu, Sally, dacă pui căciula pe ochi și vii într-un copac sau în stâlp, cum te mai ferești? E, eu n-am cum să sar să te prind așa repede. Hai, Marc, hai. Da, trebuie să ridică mâinile sus. Dă-i și lui Sally puțin. A venit Bunii și Miha, mătușa noastră. Și aveți grijă! Tare periculos aici. De oriunde vrei să te dai, te lovești. De copac, de stâlp, de becuri, de orice. Nu mai poți să stai, a? Ei, te dă și Miha. Ia uite-l și pe Marc. Ia uitați ce am aici, un om de zăpadă. I-am înghețat de nu mai pot și eu plec acasă. Vine Larry cu mine, mergem acasă. Sally cu Marc mai rămân cu Bunii și cu Miha. Dar noi mergem acasă, că am înghețat. Deci am înghețat complet și suntem îmbrăcate bine. Larry s-a... Pa! Larry e deja udă pe fâșul ăsta. Și mănușile sunt ude. Mar! Am ajuns și noi acasă și pregătesc câte un ceai pentru mine și pentru Larry. Voi face un ceai de iarnă. Am pus și apă la fiert. Și apoi o să le fac și lor când ajung acasă. Numai bine merge un ceai așa călduț după frigul ăsta de afară, că am înghețat. Bine, eu am stat pe loc și de aia cred că am înghețat, dar și Larry a înghețat. Chiar dacă s-a dat cu Sani, așa-i? Da. Am venit până la Penny să fac câteva cumpărături. Și uitați cât de tare ninge afară. Ninge așa de frumos. Și apoi mă duc să gătesc. Dar nu știu ce. Vechea și marea problemă. Pe mine mă zăpăcește foarte tare mâncarea asta. Am cumpărat câteva chestii. Nu aveam chef deloc să ies la Penny, vă zic sincer. Chiar deloc. Dar nu știu cum de-am uitat să cumpăr pâine. Mai aveam vreo 3 felii de pâine. A fost așa o zi destul de agitată. Pur și simplu nu mi-am dat seama. O liniște totală pe stradă.
Și astăzi când am ieșit cu mașina, mi-a patinat destul de tare. Străduțele astea nu sunt curățate. Și dacă le curăță, vine odată la ceva timp, după care se pune din nou. Haideți să vă arăt ce am cumpărat de la Penny. Și am luat așa, 2 pâini de plină la 300 de grame. Doar că cealaltă e mai la fundul pungii. Banane. Am luat niște banane așa verzi că nu avea mai coapte de atât. O cutie de șervețele pentru masa de bucătărie. A doua pâine. Un bidon de Coca-Cola. Salamă Sinaia de la Casa Gustului. O plasă de portocale. Portocalele sunt la ofertă, 6,99 lei plasă de 2 kg. O legătură de mărar. Așa. Portocalele arată chiar foarte, foarte bine. Și aici am cumpărat un savo antimucegai. Avem probleme în anumite locuri. Dacă aveți probleme cu mucegaiul, eu vă recomand acest produs. Este un produs nemaipomenit de bun. Am mai încercat și alte produse antimucegai, dar chiar nu au avut niciun succes. Deci pur și simplu dădeam banii degeaba pe ele. Așa că l-am descoperit pe acesta și îmi place foarte mult. Îl folosesc de câțiva ani de zile și chiar își face treaba foarte, foarte bine din punctul meu de vedere. Poate că nu previne de tot apariția mucegaiului, dar sunt unele locuri unde ori nu mai apare deloc, ori apare mult mai puțin decât atunci când nu-l foloseam. L-am cumpărat din Penny, am dat 23 de lei și câțiva bănuți, îl găsiți și în Carrefour, Auchan și în alte magazine. La cost 2000 l-am văzut cu 18 lei și ceva, doar că eu nu voi ajunge prea curând acolo. Așa că dacă nu l-ați încercat, cumpărați-l și o să fiți foarte mulțumiți de el. Sincer, mie mi se pare un produs foarte, foarte bun și își merită chiar toți bănuții. Toată chestia nasoală la el este atunci când pulverizez cu el, miroase foarte puternic a clor, trebuie să aerisiți sau să dați cu el și poate să plecați de acasă și să lăsați geamurile, dacă nu larg deschise, măcar rabatate, pentru că are un miros foarte puternic de clor. Dar pot să vă spun că își face treaba foarte, foarte bine. Deci pe mine mă ajută. Noi cum locuim la etajul 4, sunt anumite locuri unde ne apare mucegaiul și pe noi ne salvează acest produs foarte, foarte mult. Am scos niște portocale din frigider, vreau să le fac un suculeț. Imediat mă apuc de el. Și am curățat niște cartofi, vor să mănânce cartofi prăjiți cu ou. Cred că dacă le-aș da cartofi prăjiți și ou în fiecare zi, asta ar mânca. Este o mare problemă gătitul pentru mine, deci pentru mine este chiar o mare, mare problemă, vă spun sincer. Ia să pun uleiul la încins și să mă apuc să curăț cartofii. Nu știu că voi pățiți la fel cum pățesc și eu, dar de câteva zile, nu știu ce se întâmplă, am momente în care trec de la o stare la alta, de la o stare în care sunt fericită, dar după aia devin tristă, sunt dăți în care îmi vine să plâng. Am niște stări foarte ciudate pe care pur și simplu chiar nu le pot înțelege. Zici că sunt un fel de, nu știu, de depresii, de căderi nervoase, așa, chiar nu-mi pot da seama de ce trec eu de la stările astea în care sunt fericită, bucuroasă. De exemplu, acum, de vreo jumătate de oră, m-a luat o stare din asta așa nasoală, dar nasoală în care, așa, nu știu, îmi vine, pur și simplu îmi vine să plâng. Deci, așa de... Nu mă înțeleg cu mine, nu mă înțeleg cu cei din jurul meu. Nu-mi vine să răspund la telefon, am zis să vă întreb și pe voi, poate că și voi treceți prin această stare, nu știu ce să zic, dar am o stare pur și simplu nasoală, atât pot să vă spun. De câteva zile a început să fie această stare nasoală în care nu am chef să vorbesc tot timpul, deci am momente,
momente ale zilei în care sunt bine, sunt veselă, vorbesc, socializez, râd, ascult muzică, dar sunt momente ale zilei, chiar în aceeași zi, în care pur și simplu mi se schimbă starea și nu-mi doresc să mai vorbesc cu nimeni, chiar dacă e cineva din familie, soră, frate sau ceva, pur și simplu am o stare de nervi și mă gândesc că dacă răspund, ori transmit această stare, ori poate mă port urât și nu-mi dau seama și pur și simplu nu vreau să-i rănesc, fără intenție. De asta zic că nu știu ce se întâmplă cu mine, dar pur și simplu trec prin niște chestii nasoale, sper să nu cad în vreo depresie, Doamne ferește, deși nu știu de ce, din ce motiv aș putea să cad, că doar n-am pățit nimic, dar pur și simplu sunt niște stări nasoale. Deci, cine trece prin aceste stări, ca și mine, mă înțelege. Cine nu, nu cred că înțelege, dar nici nu vă doresc să treceți prin aceste stări, pentru că nu mă înțeleg eu cu mine. Deci, o situație foarte ciudată. Mi-e foame, nu mi-e foame, mi-e sete, nu mi-e sete, vreau să fac acel lucru, după aia trec de la acel lucru la altul, nu-mi doresc să mai fac nimic, sunt bine... După aia sunt rău, deci e niște sentimente, pur și simplu zici că mintea îmi joacă feste, că totul e de la cap. Nu doresc la nimeni să treacă prin ceea ce trec eu acum. Poate că e și că a plecat Bogdan, deși chestia asta am mai pățit-o și zilele trecute când el era acasă. Nu știu, chiar nu știu, dar e pur și simplu ceva foarte nasol și chiar nu înțeleg de ce sunt aceste stări și îmi doresc să mă eliberez de ele, să le elimin, să nu mă mai confrunt cu ele. Deci pur și simplu, când am venit de la Penny, am avut așa o stare încât îmi doream să mă duc în pat, să mă învelesc cu plapuma, cu tot așa, să mi-o pun în cap. Și pur și simplu să nu mai fac absolut nimic, dar nimic, să nu mai pun mâna pe telefon, să nu mai vorbesc cu copii, să nu mai fac... Când am filmat mai devreme acea parte în care vă povesteam despre starea mea, îmi pusesem o lămpiță pe care am cumpărat-o din Jumbo să mă ajute cu lumina, dar i s-a terminat bateria, ca să știți de ce se vedea în acea parte așa mai întunecat și mai urât. De exemplu, acum filmez cu telefonul și nu am nicio lămpiță. Este becul de la bucătărie, doar că nu din toate unghiurile se vede bine. Așa că am unghiuri unde telefonul filmează bine și am unghiuri unde nu. Sunt gata cartofiorii, am scos pe prosop de hârtie. O să-i las să se scurgă de ulei. Le pun și sare pe deasupra și acum am pus să fac și ouăle. Le voi face doar copilașilor câte un ouț. Eu nu mănânc ou. Voi mânca câțiva cartofi, că sincer să fiu, parcă nici foame nu-mi este. Au avut succes cartofii și ouăle. Bineînțeles, era de așteptat. Marc nu și-a terminat toată mâncărica. Fetele au mâncat și cartofiori și ou. Așa că o să mă apuc să strâng masa. Am despălat și câteva vase și să fac suculeț de portocale. Imediat o să mă apuc și de el. Mi-am spălat aragazul, am spălat oala de la sarmale, mai am cred că vreo 6 sărmăluțe și deja s-au terminat. Trebuie să-mi spăl încă o farfurie și ce mai am pe acolo prin chiuvetă. Și apoi să mă apuc de acest suculeț de portocale. Deja este 9 fără 20. Eu am să închei acest filmuleț, v-am pupat cu mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!